O zi obișnuită s-a transformat pentru bătrânii de la azilul Poarta Albă într-una de excepție. Voluntarii Crucii Roșii și elevii școlii George Enescu din Năvodari și-au unit forțele și le-au pregătit o petrecere surpriză. Guardie ladri che si fanno a volte, dei ragazzi da soli sono ancora romantici. Acordurile muzicale au adus bucurie pe chipurile și în sufletele celor trecuți de a doua tinerețe. Ne pare bine că ne-ar veseli sufletele și nouă, că suntem bătrâni, noi nu mai putem să facem nimica. Decât să ne uităm și noi cu ochii. Ne-am veselit și am mai fost dânsi și încă mai dorim să mai vie pe la noi și ne-a părut foarte bine. Când ne-am dezfăcut inimile puțin. Sunt mulțumit și știu că nu i-a uitat nimeni. Că sunt atât bunici cât și parte din familia noastră a tuturor. În cadrul acestui proiect pentru bunicii noștri cu dragoste, am zis să facem în așa fel încât să nu venim numai de anumite sărbători. Să venim și atunci când nu există nimic, să nu avem nicio motivație, efectiv să o facem cu dragoste. Și am răspuns chemării școlii numărul 1 George Enescu, care își dorea să facă acest lucru. Și iată, în parteneriat am reușit să fim alături de acești bunici ai noștri, cu daruri pentru ei, dar și cu un spectacol minunat. Elevii școlii gimnaziale George Enescu din Năvodar s-au antrenat intens pentru a susține un spectacol, fapt ce i-a instigat la dans pe toți cei prezenți. O acțiune caritabilă cu scopul de a conștientiza că există o vârstă a treia, că există o vârstă care ne așteaptă pe toți, că există bunicii noștri care pot ajunge în situația asta și că trebuie să ne implicăm, să fim alături de ei, să le aducem o rază de bucurie. Copiii de la George Enescu au venit astăzi, aici, într-o atmosferă extraordinar de emoționantă, să aducă o mică bucurie bătrânilor. Surprizele pentru bătrânii nu s-au limitat numai la artă. Voluntarii au pregătit tuturor bătrânilor câte un pachet cu alimente, de care s-au bucurat foarte tare. Aici, la Poarta Albă, cu implicarea celor două clase, a 8-a E și a 4-a C, am căutat să aducem pentru fiecare bătrân câte un pachet cu alimente. Elevii din Năvodar și solista Liliana Corinilă au primit din partea Crucii Roșii Constanța diplome în semn de respect pentru implicarea în acțiunile caritabile.